7 days în 60 de secunde. Nu mă duc nicăieri, deci merg oriunde. Ajung aici, colo, acolo și acolo. Ziua 1, grea, foarte grea, dar mă ia cineva cu mașina și găsesc ceva mai mult. Wow, mult prea mult. A doua zi, întâlnesc niște tipi care merg spre vârf. Ajungem în vârf. Ce tare e! Ca ea în noaptea, dar asta e altă poveste. În fine, mă trezesc, fac autostopul, ajung la mare, mănânc ceva lângă apă și găsesc o bicicletă în ea. Sunt pe picioarele mele, nu mai am bani, așa că spăl vase pentru mărunțiși. Da, da, sunt pierdut, dar apoi îl întâlnesc pe tipul ăsta, îmi zice să mergem la un chef și că trebuie să arăt altfel. Frate, aia a fost 100% altfel. Un lucru bun totuși, i-am dat peruca jos. Altă zi, altă noapte, câțiva de nu, 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 nu. Și apoi mulți de da, 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 da. Apoi vine un vrei să-i cunoști pe ei mei? Scuze, trebuie să fug. Bicicletă, mașină, tren. Apoi e locul ăsta cu fata aia înăuntru. Îi zic, o găsesc pe Facebook. Ea zice, ce carte e asta? Așa că îi las numărul. Duș rapid și sunt din nou pe drum. O să ajung acasă dimineață, școală în câteva ore. Dar cine știe, poate se mai întâmplă ceva înainte. Ba nu, sigur se mai întâmplă ceva înainte.